Reprezentanții Consiliului Județean Călăraș și cei ai Societății de Drumuri și Poduri SA Călăraș au efectuat în data de 4 noiembrie o vizită de lucru la clădirea fostei unități militare pentru a verifica stadiul lucrărilor. Aceasta va deveni sediu de birouri pentru Societatea Drumuri și Poduri. De asemenea, tot aici va exista și un garaj destinat utilajelor din patrimoniul societății. Președintele Consiliului Județean Vasile Iliuț a declarat că a preluat fosta unitate militară de la Ministerul Apărării pentru a-i da o funcționalitate. Lucrările de investiție se estimează a fi finalizate în toamna anului viitor. Cam de la nivelul ăsta s-a plecat, domnul președinte. Aici am făcut o parte din acoperișul și mai avem doar iluminatorul. Aici acoperișul era degradat, are infiltrații, dacă vreți să urcați. Am reușit să refacem acoperișul și mai avem doar luminatorul, să din orice. Iar partea cu acoperișul este gata. La vizita asta a fost gândirea. Cam așa o să arate tot corpul la bine. De fapt, o să arate toate corpurile. Mai sunt mici detalii. Trebuie să înțelegeți că nu e gata. Oricine ar fi invidios cu voi acum, să fiți astăzi o echipă. Poate mai veni niciodată și ne onorați cu prezența cu Dofiri și Mobilar. Împreună cu presa vrem să sesizăm și să vă mulțumim că ați dat curs proiectului Consiliului Județean să puneți în valoare o clădire care era lăsată în paragină. Când va fi finalizată lucrarea pentru încarcă clădire? Cred că la anul, pe timp. Pentru că e făcută pe forțe proprii și se repară pe forțe proprii. Da? Și la anul, dacă posibilitățile financiare de la Societatea de Drumuri și Poduri nu va exista, vom majora capitalul social unui drumurile județene, la drumul județene, Consiliul Județean, să putem să le dăm resursele de care au nevoie să finalizeze această perioadă. Nu cred că va fi nevoie. Noi avem și o diviție de construcții civile, lucrăm și cu angajații proprii, mare parte din lucrările pe care le facem aici. Și că s-ar putea să fie un pic mai ușor. Atunci duceți pe cheltuiel, să spunem, da, să reparați această clădire și nu o să mai fie profil la Societatea de Drumuri și Poduri. Am investit mai mult. Și anul acesta și anul viitor. Am investit mai mult în corpul ăsta pentru că vrem să ne mutăm anul ăsta deja aici. Deja vă mutați. Da, așteptăm utilități. Atunci așteptăm și noi să vă mutați și noi să vă vizităm împreună cu presa Călărașeană. Da? Vă mulțumim. Astăzi, împreună cu conducerea drumurilor județene, suntem prezenți la sediul administrativ unde urmează să se mute. Noi, Consiliul Județean, am avut în calcul să luăm patrimoniul pe care îl deținem prin preluarea de la Ministerul Apărării a unor imobile și să le dăm o funcționalitate. Astăzi, comandamentul unității militare a fost transformat în sediu pentru Societatea Drumuri și Poduri SA, iar garajele unității militare au fost pentru utilajele de dezăpezire și utilajele care sunt în staționare la dumneavoastră astăzi, din patrimoniul pe care îl dețineți. Cred că aici ar trebui să spuneți câteva cuvinte ce înseamnă pentru dumneavoastră preluarea în administrare a imobilelor Consiliului Județean și repararea acestor bunuri pentru, să spunem, să le putem folosi în activitatea pe care o desfășurați în cadrul drumurilor și Poduri SA, unde acționarul este Consiliul Județean. Domnule Militaru? Da. În primul rând, din punct de vedere logistic, ne ajută foarte mult. Clădirile pe care le-am preluat, o parte din ele sunt funcționale și am reușit să le
salvăm la timp. Clădirea din spatele nostru va fi sediu administrativ. Fostele depozite de armament le-am transformat în garaje pentru utilaje și depozite în același timp. Mai mult o să vedeți câte corpuri de clădire sunt aici. Aici sunt trei corpuri de clădire. Unul dintre ele l-am depistat abia după ce am reușit să defrișăm boscheții care înconjurau clădirea. Inclusiv aceasta din spate? Nu, aceasta de aici nu aparține. Nu are în administrare, a rămas în administrarea Consiliului Județean. Consiliul Județean a depus un proiect pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului să mutăm un centru în această clădire. Urmează pe sesiunile de deschidere de proiecte, acolo unde ne permite pe social să depunem, deja avem SP-ul făcut, urmează decât să găsim o variantă de a-l finanța și moderniza. Și aici, în corpul acesta, ceva? Corpul acesta rămâne de văzut pe viitor. Momentan este destul de degradat acoperișul și presupune o investiție destul de mare. O să vedem la anul ce clădirile sunt monument istoric? Sunt catalogate? Nu, n-au fost. Preluarea de la unități militare au fost preluate fără cărți funciare la clădiri. Datorită tipului de stic secret, n-au fost individualizate pe plan. Decât terenul l-am preluat și acum clădirile au fost ca număr predate către Consiliul Județean și noi urmează să le punem în cărți funciare și să le dăm valoarea lor. Dacă ne uităm bine, eu cred că e un monument istoric. Ea cred că e construită una din cele mai vechi clădiri. Dacă stăm bine să ne aducem aminte, aici a fost și transferul evreilor de la Sighet către Călăraș. Cei care au fost aduși și ținuți în arest în această unitate militară au fost. Deci are și încărcătură istorică la ce s-a întâmplat în anii 40. Juridic, în ce formă le aveți în administrare? Le-ați preluat? Nu sunt în patrimoniu. Sunt în patrimoniu Consiliului Județean, dar avem obligația să îndeplim niște condiții pe care ni le-am luat. Sociale, administrative și de locuințe. Astea sunt cele trei criterii de a le prelua și de a le pune în funcționalitate pentru viitor. Domnule Coarna, prezent aici. Eu ce să spun, nu mai să mai vorbească și altcineva. Da, e un lucru bun. Înseamnă că întotdeauna găsim soluții pentru a reașeza județul Călăraș acolo unde este locul și municipiul Călăraș în mod special. Este vizibil și eu am remarcat de mult timp că sub această guvernare locală PSD, lucrurile se schimbă și se mișcă în sensul bun al cuvântului, drumul județene, clădirile reabilitate, spital reabilitat. Adică asta trebuie să facem, să înțelegem că, repet lucrul ăsta așa cu ardoare, cei trei este școală, stradă, spital. Trebuie să dezvoltăm aceste lucruri pentru că oamenii au nevoie de școală, de stradă, de spital. Aici vorbim de stradă, da? Avem o asociație, avem o direcție, drumul județene Călăraș, care practic lucrează în interesul general și am văzut foarte multe drumuri județene reabilitate sau refăcute în tot. Aia înseamnă că PSD Călăraș are interes general acela de a veni în sprijinul cetățenilor și încă o dată mai fac repetiția asta, că știți cum e repetiția, e mama învățătorii. Intrarea aia de la Siderca, de 30 de ani vorbeam cu toți mari oameni politici care au gestionat județul ăsta și rugau, dar nu găsiți o soluție să rezolvăm problema aia? Uitați-vă că acum PSD Călăraș, prin Vasile Iliuță, prin primarul Dulce, au găsit soluții și a fost reabilitat în tot și lărgit acel drum făcut cu două benzi pe sens, deci se poate. Când există voință, știință, există și putință. Probabil că și aici lucrurile vor fi așezate. Îi cunosc pe cei doi manageri, oameni serioși, pe domnul Găbeniciu și pe domnul director militar. Sunt convins că depune eforturile substanțiale pentru a așeza această clădire așa cum trebuie. E mult de muncă, e adevărat, uitați-vă, practic în paragină, e mult de investit aici, dar cu calm și cu consecvență, în 2-3 ani rezolvăm următorul mandat al dumneavoastră 2024-2028, e ok, rezolvăm. Nu mai avem obiective de rezolvat. Avem că sunt multele state în lucrare. Și mai strică asta, care se reparăm pe astea. Dacă priviți în cei 16 ani al PNL la Filipescu, avem mult de lucrat, pentru că ei au lucrat doar la luat. Adică au...
Nu, e mult de lucru, dar important este că s-au demarat foarte multe acțiuni. Spunea mai devreme Marș Militaru, sunt trei corpuri de clădire, da. Stânga, dreapta și centru. Da. Laura, da. Ați venit din Austria. Ați văzut acolo tehnologii ale viitorului. Da, am văzut un complex educațional într-un parc universitar, ieri împreună cu domnul vicepreședinte, pe care îl felicit pentru determinare și hotărâre în implementarea rapidă a acestui proiect. Am vizitat mai multe terenuri de pe raza municipiului Călăraș, pentru că ne dorim din suflet să implementăm acest proiect care să aducă copiilor posibilitatea învățării într-un centru de excelență. Centrul respectiv avea laboratoare de fizică, chimie, matematică, biologie, centru de formare pentru profesori, activități pe informatică și pe design informatic. A fost o plăcere să vizităm aceste spații și sperăm într-o colaborare cu atât cu mediul privat, cât și cu inspectoratul școlar, să putem să demarăm acest proiect. Am care o va curiozitate. Însemna mobilierul nu era din lemn românesc? Nu. Nu. Extrem de simplu și de foarte bună calitate. Era ergonomic, puteau fi remodelate clasele pentru diferite activități. Am fost impresionați și cred că putem să facem și noi aici, pentru copiii din municipiu, dar și pentru copiii din mediul rural, pentru că domnul vicepreședinte a avut o idee foarte bună, la care eu subscriu, ca acest centru educațional să aibă și un internat și o cantină pentru copiii din mediul rural. Avem atâți copii buni în mediul rural care nu au posibilitatea să utilizeze astfel de instrumente. Și ar fi un lucru foarte bun pentru ei. Domnul Bește, v-ați întors împreună, ați condus delegația. Aici putem să punem la dispoziție acestui viitor proiect spațiul de care are nevoie? Cu siguranță, domnul președinte, altfel nici nu ne-am fi dus în Austria să vedem. Vreau să vă spun că sâmbătă ne-am întors, de luni am constituit un grup de lucru format din colegi din cadrul Consiliului Județean, colegi de la dezvoltare de la primăria municipiului Călăraș. Ieri am avut vizite în teritoriu să identificăm posibile locații. Domnul președinte ne spune de partea renovată, noi avem ceva mai mult, suntem mai ambițioși un pic. Vrem să renovăm și clădirea de aici, care după același model, doar că ca și configurație este foarte frumoasă, în formă de H. Cu siguranță vom duce la bun sfârșit acest proiect. Vreau să vă informez că luni vom fi la Inspectoratul Școlar Județean. Pe data de 24 intenționăm să invităm la Consiliul Județean mediul de afaceri din Călăraș, mediul academic și din Călăraș, dar și din București. Aici îi mulțumesc domnului profesor Nicescu, care se va ocupa de aceste invitații. Vrem să le spunem cam care este ideea noastră și dumnealor să vină cu îmbunătățiri. Sperăm ca, începând de la anul, ca și documentații să fim pregătiți și să identificăm surse de finanțare. Cristi Mihai Bogdan. Da, cea mai, să spunem, sensibilă latură astăzi a Consiliului Județean este sănătate. O veste mai bună după săptămâni de îngrijorare? Ce poți să le spui astăzi? Exact, analiza pe care noi o facem constant relevă cumva ne-am apropiat de acel plafon. Așa arată numărul statistic, la vorbim, numărul de decese, oarecum într-o mică scădere, sau cel puțin într-o constanță, dar nu cea de vârf, plus numărul de îmbolnăviri și de solicitarea noastră la UCU. Însă, este doar începutul, e normal să continuăm pe același palier cu toate măsurile pe care le luăm, inclusiv de conștientizare, astfel încât să ajungem să depășim și să intrăm iar în normalitate. Raportat la drumuri, aici pot să vă spun că partenerii noștri de la drumul județene sunt cei care ne ajută probabil cu lucrările pe care le-ați văzut în curtea spitalului, în care colegii de la drumuri asfaltează acea parcare și practic ei o realizează ca o donație către spital. Și sens în care merită toată aprecierea noastră. Da, domnul deputat Bârcă, prezent aici în mijlocul evenimentelor. Domnul președinte, eu aș vrea
să vă felicit pe dumneavoastră și echipa pe care o coordonați la nivelul Consiliului Județean. Bineînțeles pe domnul Bebeinciu, pe domnul Militaru, care a fost în mijlocul acestor evenimente fericite, și aș vrea să vă întreb, de unde aveți resursa financiară, ținând cont că bugetul dumneavoastră la Consiliul Județean este auster? Am văzut că faceți lucruri atât în exterior și am înțeles că și în interiorul clădirii, de asemenea în Colegiul 3, de care mă ocup, am văzut că asfaltați și mă refer la drumul de la Plevna, la Valea Rusului, mă refer la alte implicații la care dumneavoastră ați dat curs și mie personal implicarea dumneavoastră în Colegiul 3 mi-aduce un moment de bucurie și aș vrea să vă întreb, de unde atâția bani? Păi, cum reușiți? Dacă revitam la Consiliul Județean, am făcut o statistică, în anul 2021 aveam la nivelul Consiliului Județean 150 de salariați, astăzi avem 110 salariați, o economie la nivelul Consiliului Județean de 1.200.000, mulțit cu 12 luni, uitați că de aici a venit o sumă de bani. Ați eliminat și alte economii, fraudea cu factura cu piatra. Și alte economii care au venit și contribuie astăzi la... Dar câți kilometri de drum județean erau asfaltați când ați preluat dumneavoastră mandat? Când am preluat un mandat, aveam 380 de kilometri din 700 de kilometri. Acum câți sunt? Cred că au mai rămas neasfaltați, cred că 130 de kilometri? Aproximativ, da. 130 de kilometri neasfaltați. Deci aproape de 100% pe drumul județean. Cei 3 ani de zile am făcut o promisiune că nu vor mai fi drumuri neasfaltate în anul 2024 pe teritoriul județului Călăraș. Asta e informația, asta e sensul comunicării. În mandatul PSD, aproape 100%, mai avem foarte puțin, să vină toate drumurile județene asfaltate, adică făcute pentru cetățean. Dacă vom ajunge la guvernare, și cred că, așa cum am spus-o și de dimineață, cu toții, un procent de 90 ceva la 100 vom ajunge la guvernare, sper ca și pe viitor să vă implicați în renovarea și altor clădiri care se găsesc la nivelul întregului județ, dar mai ales în Colegiul 3, pentru că sunt și banii vor veni cu accederea noastră la guvernare. Așa vom face, domn deputat, și astăzi suntem prezenți aici. Să știți că banii aceștia care ne vor arăta ce înseamnă să gestionezi niște bunuri ale Consiliului Județean, domnul director BBNCiu e cel care a făcut economii, a făcut profit la societatea de drumuri și poduri și astăzi, pe banii pe care domnia sa, împreună cu echipa domniei sale, i-a economisit, i-a investit în această clădire. Dragă domnule Bebeinciu, suntem la tine, trebuie să ne fii ghid, să ne arăți ce vreau faceți voi cu profitul societății. Câteva cuvinte, când am preluat mandatul și am venit aici, mi-a prezentat domnul președinte ce gândire are despre această unitate militară. Vreau să vă spun că eu, unul sincer, la început m-am speriat. Nu vreau să știți cum arăta aici și cum era. A fost o muncă asiduă, bani mulți cheltuiți. Am avut gândirea bună și managementul bun cu echipa de a reuși să facem profit și am investit foarte mult aici și mai este de investit.